Forță, explozie în mișcare, multă perseverență și multă muncă. Plavinia Agache este un alt produs al școlii de gimnastică de la Onești, care nu a secat după plecarea din țara soților Caroli în anul 1981. Maria Cosma și Mihai Agoston au crescut în paralel generații de gimnaste, care în anii 80 s-au transformat în cea mai puternică armată a sportului românesc. Una care a produs medalii pe bandă rulantă și gimnastică la cel mai înalt nivel, acrobatic și artistic. Din acest batalion, care și-a stabilit baza la Deva, a făcut parte și Lavinia Agache, fata care și-a primit botezul aurului la europenele de la Göteborg din 83, unde a fost prima la bârnă și a luat argint la individual și paralele și un bronz la sărituri. Contemporaneitatea cu Ecaterina Sabo i-a adus și performanță, dar și presiune. Mondialele fără aur din 83 s-au transformat apoi în cea mai așteptată victorie a gimnasticii românești, aurul olimpic la echipe în 1984 în timpul americanilor la Los Angeles și câștigat în fața echipei fostului antrenor Bela Caroli. Cu Adrian Goreac, Maria Cosma și Octavian Belu antrenori, cu Nadia în tribune, Lavinia Agache a savurat momentul alături de colege din echipa tricoloră și a dublat medalia cu un bronz la sărituri.